Așadar, sâmbătă, Alba Iulia își pune tricolorul peste straiele de sărbătoare cu care ne-a obișnuit în ultimul timp. Chiar dacă nu vor fi alocate fonduri de la guvern pentru acest eveniment, primăria Alba Iulia va organiza din bugetul propriu concerte de muzică populară și ușoară, focuri de artificii și masă populară care să celebreze 94 de ani de la Marea Unire. Haideți să vedem ce vor face albaiulienii în acest an de 1 decembrie. 1 decembrie este o zi cu o mare însemnătate pentru toți românii. Este data la care, în 1918, s-a realizat visul de veacuri al poporului român prin unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și a Maramureșului cu regatul României. Iar acest lucru a fost prezentat tuturor puterilor europene prin proclamația de la Alba Iulia. În acest an, se pare că guvernul nu va sprijini financiar autoritățile locale, motiv pentru care avem dubii în legătură cu numărul participanților la marele eveniment. Oare cât de patrioți vor fi albaiulienii în acest an? Ce faceți de 1 decembrie? Ieșiți prin oraș sau aveți alte planuri? Probabil o să ieșim prin oraș. Ieși prin oraș. Ce faceți de 1 decembrie? Ieșiți prin oraș? Da, da, la parada militară. Sau la servici? O să ies cu nepoțica la plimbare. Așadar, rămâneți în oraș, aveți spirit patriot. Să zicem. Așadar, sperăm ca albaiulienii să se adune cu mic și mare și în acest an și să arătăm cu toții că patriotismul nu trece întotdeauna prin stomac, așa cum au făcut-o și bunicii noștri în 1918, într-o iarnă geroasă.